Salut! Bună, pe mine mă cheamă Cristi, am 18 ani și sunt foarte pasionat de actorie. Am venit la atelierul React deoarece mi-a fost recomandat să vin aici, dar nu regret deloc. Este un mediu în care am învățat foarte multe, oamenii sunt foarte amabili și este un mediu în care pot să învăț foarte multe și să distrez în creștere. Am aflat de atelier de la un membru al echipei. Atât. Experiența mea până acum la React a fost una foarte faină. Am cunoscut foarte mulți oameni sociabili. Nu mă așteptam să fim o echipă atât de unită. Adică mereu când am nevoie de ceva, sunt ajutat, înțeles. Și chiar am învățat foarte multe. Dacă ar trebui să spun un top 3 exerciții, mi-ar fi destul de greu, dar aș începe cu improvizațiile. Ce mai mult mi-a plăcut axiul sentimentelor, de exemplu. A fost, cred că, și printre primele exerciții pe care le-am făcut. Acolo am simțit că m-am unit cu echipa. Exerciții pe locul 2 ar fi juculețele care le facem. Mi se pare că îmi dezvoltă felul în care mă comport. Adică o să fiu mult mai competitiv și încerc să câștig de obicei. Nu-mi iese, dar tot o să fac. Și cel de-al treilea lucru ar fi exercițiile de dicție. Am nevoie de o dicția mea nu este foarte corectă și de când am venit aici chiar cred că am început să vorbesc mult mai corect și cu ele. În gând de încheiere ar fi faptul că dacă vreți să vă apucați de teatru sau aveți un gând și poate fi ok pentru chestia asta, v-aș recomanda să veniți la atelier și să încercați. Sigur, cu siguranță nu o să mă aplicați, dar așa veni prima dată. Asta cu asta vă asigur. Și de ce nu? Veniți, încercați dacă vă place. Să știi cum ne-am. Pa!